Pentru că nu are cine să le poarte de grijă, și-au lăsat casele și s-au cazat în centre de plasament. Vorbim despre zeci de bătrâni din țara noastră care nu au mai făcut față singurătății. Șederea la azil îi costă pe beneficiari 75% din pensii, dar lipsa de comunicare și de afecțiune e o valoare mai mare pentru acești vârstnici. Aici au parte de 3 mese pe zi, sunt sub supravegherea medicilor și sunt implicați în diverse activități. Lui Ion Moraru, azilul din Sărata Galbenă este casă de aproape 5 ani. Bărbatul spune că a ajuns aici după un accident vascular cerebral. Eram un cior și o mână paralizată. Mergem de atât. Am ajuns aici așa cior, m-am mai ocupat cu o lecție, cu gimnastică, cu una, cu alta. Fiecare are câte o boală serioasă, nu e o mână, nu e un cior. Deși le este dor de casă, aici oamenii în vârstă au parte de condiții bune, multă grijă și afecțiune, ceea ce le face mai ușoară povara bătrâneții și singurătății. Foarte bine. Bine. Ce vă lipsește aici? Casă. Acasă vreau. O leacă măcar să văd cum e. Tot la timp, tot curat, tot bun. Fetele este nici acasă nu ne-am gândit așa cum ele. Păcate, grem se văd rău. Dar e bine. Eu fac curățenie, tot cum scade. Mâncare ne dau la timp. E, mâncarea e bună, o schimbă în fiecare zi. Beneficiarii sunt hrăniți de 3 ori pe zi. Mâncare de casă ne stăruim mai mult să facem. Meniu facem împreună cu sora medicală după cum sunt produse. Și avem și la dietă, care e cu zahărul și dăm fără zahăr. Și stăruim mai mult ca de casă mâncare să fie. Bugetul total a azilului constituie 6.160.000, dintre care 1.163.000 sunt pentru alimentație. Din bugetul 6.160.000, 1.400.000, asta surse interne, adică din contract, din 75% care le oprim din asta. Și se repartizează, care pentru medicamente, care pentru produse alimentare. La azilul de bătrâni și persoane cu dizabilități din satul Sărata Galbenă sunt cazate 53 de persoane. În Republica Moldova există 33 de aziluri practic, câte unul în fiecare raion.